Salutat tuturor, eu sunt Tica și bine ați venit la un nou episod. Astăzi ne vom juca Outlast și da, suntem deja la episodul cu numărul 8. Și da, m-am jucat eu un pic ca să văd care e faza și e foarte creepy. Sunt în camera asta și da, am luat fuse-ul ăsta. Și acum trebuie să stăm aici și să ne ascundem, pentru că va veni un nebun după noi. Din păcate. Vor fi două episoade foarte nașpe, uite, după cum vedeți, sparge ușa nebunul. Și vor fi două episoade foarte nașpa, dar, nu știu mie, îmi e frică când fac Outlast, când filmez. Și tocmai de asta postez și atât de rar. Haide, instrumente. Mamă, ce m-a speriat. Hai. Dar că eu nu mai văd pe unde merg, adică. Habar n-am în momentul ăsta pe unde merg. Pe aici. Sper că e okay. Haide, bă, dar pe unde fug? Ha! Bă, fugi odată, prostule! Și n-am nici timp, fac. Nu pe aici. Bă, cât de repede aici, hai! Ok, ne-am mișcat repede. Plecat. Ok. O să stau aici dacă este nevoie. Dai, bezna. Da, de asta am zis eu că e foarte nașpa, pentru că, ok. Ok. O să stăm aici. N-o să prea vorbesc pentru că nu am ce să zic, pentru că mi-e foarte, foarte frică. Așteptăm. Deci ăsta are un traseu. Vine, se duce în camera aia din capăt de acolo, vine. Și se plimbă în zona aia și poate se întoarce. Asta e tura lui gen. De foarte naș pe partea asta, deci nu-mi place absolut deloc. Thank you.
Încă unul. Stăm ca în pom, se duce pe acolo și venim și închidem ușa. Da. Doamne, deci mi-e o frică și sper să audă bine. De asta mă oftic că i-am mai filmat odată video-ul ăsta, dar nu știu unde e al treilea fuse. Ok, așteptăm. În momentul ăsta tremur tot. Măcar de data asta știu că de cât ce trebuie să fac. Hai deodată, boss. Vină mai repede. Mie n-aș părău. Da, oricum, până stăm noi după gagiul ăsta să se întoarcă, apăsăm un de like dacă mai vreți episoade de Outlast și o să mai facem. Pentru că e ok. Nu știu, mie îmi place mult să filmez episoadele astea. Și dacă vă place și vouă, de ce nu? Na. Da, hai odată, nebunule. Eu tremur aici. Da, mă rog. Deci nu știu ce să zic, pentru că e nașpa momentul ăsta, pentru că n-ai ce să faci. Ok, hai că venit. Mă și speriez. Avem câteva... Asta înseamnă că în camera asta. Da. Ok. Stăm aici, îl așteptăm. Și da, vreau să vă mai spun, îmi cer încă o dată scuze că e atât de plictisitor, dar eu fiind un fricos, n-am ce să fac. Și da. Deci, nu știu, trebuie tot noi, nu mai știu ce să mai zic, e cea mai nașpă fază din tot jocul ăsta. Adică, ce ăla de la subsol, ce doctorul ăla nebun de ne-a tăiat degetele, asta, frate, asta e cea mai nașpă fază. Așteptăm. Dar nu cred că o să fie rău. Ba, aparent da. Bine. Noi nu suntem aici. Ba, mi-e frică. Ok. Mai stăm un pic aici și fugim. Deci trebuie să vină. Aolea. Sper să vadă ok pe cameră și să mă aud, adică pentru că eu nu mai fac asta încă o dată. Oh, nu mai pot. Hai odată. Mi se duce și bateria. Plus. Thank you.
Ok. Cam pom. Asta e cam tot ce facem în episodul ăsta, din păcate. Și din nou îmi pare rău. Dar nu am ce să fac. Și cum am mai spus în, nu știu exact ce episod, cred că în episodul 4-5, mai bine stau și campez și vă arăt cum puteți să faceți asta mai ușor. Decât să îl fac pe ăsta foarte repede și să înnebunesc. Ok, hai că a venit nebunul. Așteptăm, vine, pleacă din nou. N-o să dureze mult. Acolo e un buton și trebuie să apăsăm și după să coborâm jos. Mă, am făcut destul de repede, în 10 minute, sincer, chiar nu așteptam. Terminăm în curând partea asta. Și bine, e bine. Hai deodată. Hai că e pe drum. Că l-am auzit. Ok, închidem și coborăm jos. Plasc. Hai. E atât așa că nu știu unde e. Se vede cum mai jos. Să te las. Iar eu o să plec. Și tu o să rămâi acolo, da? Nu știu unde trebuie să merg. Deci pe acolo am venit, acolo jos am fost, pe aici. Aici. Yay. Ok, și unde trebuie să merg? Stai, tab. Ok. Gata, am aflat. De aici am venit! Ai, frate! Really? Ai! Mori! Încuie, te rog! Ok. Wow. Fa, da, că o și deschid, că mie să nu. What the, de ce nu se prinde? Bă. Chiar vrei să mă scoți din minți? Așa, mă. În sfârșit. Ok, baterie. Opa. Ok, pe aici am înțeles. Dă-l și pe nebunul ăla. Da. Oricum, acesta a fost episodul de azi. Dacă mai vreți episoade de Outlast, apăsați un de like. Da, eu am fost Ica și ne vedem data viitoare. Pa, pa!